pentru că a fost un ghețiman, o gabată și o golgotă. Sunt astăzi milioane de oameni care clocotesc în inima lor de dor după veșnicie, cu speranța și cu nădejdea că într-o zi îl vor vedea pe cel care a fost crucificat între cer și pământ, pe Isus Hristos, Mântuitorul lor. Acolo în ghețiman, în supliciu, în agonie, acolo unde s-a dat biruitoarea luptă care l-a făcut stăpân și domn peste domniile celui rău. El a fost înălțat mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Acolo, pe Gabata, în drum spre Golgota, când s-a văzut neputința omenească și când trupește, n-a mai rezistat, a trebuit altcineva să-i poarte crucea, a mers totuși și am îmbrățișat-o cu drag până la Golgota și acolo i-au fost bătute cuie în mâini și în picioare. Acolo a fost ridicat după aceea și așa cum șarpele a fost înălțat pe acel rug în pustie, pe acest stâlp în pustie, tot la fel Iisus Hristos a fost înălțat pe o cruce, pentru ca oricine privește către El și la jertfa Lui să fie mântuit și să aibă viață veșnică. Suntem în această zi, iubiți frați și surori, într-o zi de aducere a minte. O zi în care am putea să spunem este o zi de pomină, o zi de pomenire. O zi când ne aducem aminte că cel care este disprețuit și astăzi de miliarde de oameni este totuși prețuit de o rămășiță, rămășiță cu care el va triumfa pe străzile cerului, binecuvântat să fie numele. Acest mântuitor sfânt și glorios el nu mai este mort, nu mai este pus într-un mormânt alături de cei bogați. El nu mai este astăzi pe pământul acesta unde să fie batjocorit, scuipat și lovit. El este astăzi la dreapta lui Dumnezeului celui viu și adevărat și mijlocește pentru cei care și-au pus încrederea în el în și a căror ochi privește către el cu nădejde, binecuvântat să fie numele. Suntem astăzi într o zi de aducere aminte pentru că ne amintim încă o dată de starea noastră păcătoasă, de momentul când în mocirlă fiind în groapă, s-a auzit un glas și o mână întinsă s-a văzut și a spus: "Nu vrei să te ridic de aici? Nu vrei să te scapi și pe tine? Nu vrei să fii și tu un copil al meu și un mântuit al cerului?" În ziua aceea am spus da și am fost mântuit. A fost un moment în ziua ta când ai spus la fel, dar dacă dragul meu astăzi ești aici și n-ai simțit apropierea caldă a mâinii lui, n-ai auzit vorba dulce a glasului lui, ține minte, el și astăzi îți vorbește. Mulți vor sta cu el la masă în această zi. Mulți voi să stea cu el la masă. Însă știți ceva? este încă o cruce de purtat. Este încă, sunt încă sacrificii de adus. Sunt încă astăzi locuri când Hristos trebuie să fie nu numai mântuitor, ci trebuie să fie făcut domn și stăpân, slăvit să fie numele. Cuvântul Domnului spune în 1 Corinteni, capitolul 5, nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jerfit. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclănie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Primul cuvânt care s-a citit astăzi la ora de rugăciune a fost cuvântul acesta din 1 Corinteni, capitolul 11, când Apostolul Pavel, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune corintenilor și ne spune și nouă astăzi că ce am primit de la Domnul ceea ce v-am învățat și anume că Domnul Iisus Hristos în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis Luați, mâncați, Căci acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cina Domnului este cel mai prețios timp din viața unui creștin. Aș vrea să vă pun o întrebare în această zi. Dumneavoastră când mâncați, pentru ce mâncați? Când luăm masa, când ne înfruptăm din bucate, pentru ce le luăm? Le luăm ca să trăim, nu-i așa, frații mei? Le luăm ca să avem viață în momentul când, ne, când mâncăm, ne revigorăm trupul acesta. La fel, Scriptura ne spune că Isus Hristos a lăsat o aducere aminte și el spune: Trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață? glorie Domnului! Cina Domnului este un timp al pomenirii, al amintirii celui mai scump nume și cele mai dragi persoane care există în univers. Este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Creștinii își amintesc de El, copiii lui Dumnezeu își amintesc de El și îl pomenesc. Într-o zi va veni ca să ne ducă la El acasă, așa cum a promis. Dar până atunci, fiind pe pământul acesta, Trăind și luptându-ne aici cu ispitele, cu problemele, cu angoasa lumii acesteia, cu îngrijorările lumii acesteia, Iisus Hristos a spus că va fi cu noi și pentru ca să nu-L pierdem din vedere, El a lăsat o piatră de aducere aminte și anume cina Lui, cina Domnului. Și ori de câte ori să cina Domnului, noi ne aducem aminte de ceva. Ne aducem aminte că mielul pascal, mielul fără cusuri a ridicat păcatele lumii glorie Lui. Glorie Lui! Glorie Domnului! Frații mei, se cuvine să-L lăudăm și să-L cinstim și să strigăm Aleluia! De ce? S-a coborât pe pământ Dumnezeu, s-a împachetat în trupul acesta uman, a venit ca să sufere în, 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 în trupul acesta, limitat, constrâns, El care era Fiul lui Dumnezeu și care strătea la dreapta Tatălui în slava cerească când mi-a văzut starea mea, când ți-a văzut starea ta, când ne-a văzut atât de păcătoși, de murdari, de străini, de slava lui Dumnezeu, cu viața îndreptându-ne în derivă spre moarte veșnică, Dumnezeu a zis, nu suport să vă lucrul acesta. Cine va merge pentru ei? Cine va merge ca să plătească pentru păcatul lor? Și în cer s-a auzit un glas care a spus, Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iisus Hristos a coborât din cer ca să facă voia Tatălui din ceruri, să împlinească justiția Dumnezeului celui viu și adevărat, celui care este sfânt, sfânt, sfânt de trei ori sfânt. Și a venit ca să plătească pentru păcatele noastre în locul nostru, substituindu-se nouă, binecuvântat să fie numele Lui. Este o amintire a suferințelor lui. Mi-aduc aminte și astăzi. Tatăl meu se scula la ora 4 dimineața. Făcea un navetă greoaie de oră și jumătate, pe timp de vară, pe timp de iarnă, pe ploaie, pe frig, nu conta. Își rupea din somnul lui. A crescut șapte copii. La ora 4 punea ceasul să sune, noi ne trezeam frumos la ora 8 sau ora 9, aveam în pat. Dar tatăl meu știa că are responsabilitatea aceasta să ducă la servicii, să facă o navetă în fiecare zi, lucrat 12 cu 24, pentru un singur scop. Când vine vorba să pună ceva pe masă la copiii lui, să nu-i se reproșeze niciodată, tatăl lor este un trândav, și nu are ce să dea la copii să mănânce. Știți ceva? Astăzi, ca să stăm noi la masă, bine mersi aici, amintindu-ne frumos, doar la nivel intelectual, că Isus Hristos a pătimit pentru noi, știți că Dumnezeu Tatăl a pregătit și la aceasta? Știți că în mod spiritual Dumnezeu a pregătit masa pentru noi? Știți că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump și a pregătit tot ce a avut mai bun pentru ca noi astăzi, mâncând din El, să trăim și să avem viață? Știți că pentru asta El a suferit, a pătimit mult? Iisus Hristos a pătimit în Ghețimani, a pătimit la Golgota, a pătimit la Gabata, dar a pătimit 33 de ani și jumătate fiind pe pământul acesta. El s-a lepădat de sine însuși și a spus, eu fac voia tatălui meu care este în ceruri. Eu nu fac nimic de la mine și fac ceea ce am văzut de la tatăl, eu nu spun nimic de la mine și spun ce, ce tatăl meu îmi spune. Câți dintre noi am ajuns la acest nivel încât să spunem, eu nu mai vreau să spun de la mine, ci vreau să spun, să spun ce spune soția mea, hai să spunem un exemplu ca acesta. Care bărbat face lucrul acesta? Sau care soție? Eu nu mai spun de la mine, ci spun doar ce spune soțul meu. Care copil care a crescut într-o casă, bine educat fiind, să zică eu nu spun nimic de la mine, ci spun doar ceea ce am învățat de la părinții mei? Iisus Hristos însă a putut să spune, eu nu spun nimic de la mine, ci spun doar ceea ce aud la tatăl meu. Eu nu fac nimic de la mine, ci fac doar ceea ce Tatăl meu îmi spune să fac. Slăviți să fie Domnul! Frații mei, Iisus Hristos a suferit lepădându-se de sine. În această zi oare suntem noi în stare să ne lepădăm de noi înșine? Ne-am rugat în rugăciunea aceea, Doamne, iartă-ne păcatele. Oare am conștientizat cu adevărat care este păcatul nostru? Știi care este păcatul tău pentru care te-ai rugat? Poate că nu este numai unul, poate că sunt mai multe. Poate că zici, eu nu am păcate mari cu care să mă învinovățesc înaintea lui Dumnezeu. Și a fost rugăciunea aceea să nu ne învinovățim, că arma diavolului cu adevărat este și aceasta învinovățirea. Și filozofia lumii de asemenea îi învață pe tineri ca nu cumva să se autoflageleze spunând că au o imagine de sine prea scăzută și că trebuie cumva să se catalogeze ca fiind niște oameni deosebiți. Aș vrea să vă spun oameni ai lui Dumnezeu că omul când se naște, se naște în firea această pământească păcătoasă care este înclinată spre infatuare, spre mândrie, spre înălțare, spre egoism și cu noi din fire căutăm ceea ce ne place nouă, căutăm ceea ce ne face plăcere, ceea ce ne face să ne simțim bine. În această zi vreau ca să vă spun noi nu ne-am lepădat suficient de noi înșine și nu ne-am împotrivit diavolului și ispitelor până la sânge. Și mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne dea harul acesta de a fi părtați și noi suferințelor lui Isus Hristos. Amin. A ști să ne lepădăm de, de noi înșine. Accept, a ști să accepta voia lui Isus Hristos, voia lui Dumnezeu și cuvântul lui. Isus Hristos a suferit lepădându-se de sine însuși și acceptând voia Tatălui. Și la Domnului, este o amintire a dragostei Lui desăvârșite. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii Lui Dumnezeu și suntem. Și suntem, spune Ioan. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, că și-a dat băiatul Lui, și-a dat copilul Lui, și-a dat fiul Lui, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Ce să aibă viață veșnică. Când suntem la cina Domnului, ne amintim că Iisus Hristos ne-a iubit și ne iubește. Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos vrea să-ți dea un viitor și o nădejde. Iisus Hristos a spus că se va întoarce ca să te ia în slavă cu El și să ne ia alături de El în locașul ceresc, glorie Lui. Mai trăim noi bucuria aceasta în inimă? Mai simțim noi clocul acesta de dor după cer, după întâlnirea cu Isus Hristos? Ne mai bate inima în piept când auzim, vom sta la masă cu Domnul, cum eu păcătosul, eu muritorul, eu trecătorul să stau la masă cu cel veșnic? Da, tu și eu. De ce? Pentru că atât de mult ne iubește Dumnezeu pentru că atât de mult ne iubește Dumnezeu. Cina Domnului este un timp al pomenirii, dar este și un timp al vestirii. Este un timp al vestirii. Vestim moartea Lui, așa ne spune cuvântul Domnului aici în 1 Corinteni. Vestim moartea Domnului până va veni El. Moartea Domnului este valabilă și astăzi. Și aș vrea ca să știe oricine care probabil nu a înțeles-o prea bine moartea lui Isus Hristos este valabilă și astăzi. Prin moartea lui, noi primim viață. Cine crede în Isus Hristos are viață veșnică, spune Scriptura. Amin. Crezi tu lucrul acesta? Crezi tu lucrul acesta? Cine crede în El are viață veșnică. Nu viața care o dă oamenii, nu promisiunile oamenilor, nu perspectivele pe care le medicile înfățișează. Isus Hristos este Cel care dă viață veșnică. El a înviat și este viu în vecii vecilor și este la dreapta Tatălui și mijlocește pentru tine și pentru mine. Glorie Domnului! Iisus Hristos nu a venit încă. Spun unii oameni că ar fi venit. Că s-ar fi arătat în 1914 sau în cine știe ce în an. Nu. Iisus Hristos nu a venit încă. Însă când va veni El, El va lua acasă pe cei iubiți, pe cei care s-au încrezut în El, dar va aduce foc peste pământul acesta în același timp. Va despărți pe fiu de tată, pe fică de mamă, va despărți prieteni, va despărți prietene, va despărți soți și soții. Pentru că Isus Hristos va veni, pregătește-te pentru ziua aceea. iubiți mei, frați și surori, cina Domnului este și un timp al vestirii. Noi vestim faptul că Isus Hristos cel înviat, cel mort și înviat, El va veni ca să ne ducă acasă în împărăția sa. Și că pentru această zi, fiecare dintre noi trebuie ca să fim pregătiți. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne să fim pregătiți! În al treilea rând, cina Domnului este un timp al cercetării personale. Versetele 27 și 28 din 1 Corinteni 11 spun astfel. Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta. Iubiți frați și surori, este vremea când degetul acuzării nu trebuie să-l îndreptăm spre altul, ci spre noi înșine. Este vremea când să nu mai arătăm pe, spre conducătorul bisericii, să mai arătăm către prezbiter, către comitet, către fratele și sora, către proroc sau mai știu cine. Către biserică pe de întregul. Biserica suntem noi cu toții. Nu sunt lucrări. Ar trebui să spui, din cauza mea nu sunt. Nu este cuvânt, din cauza ta s-ar putea să nu fie. Pentru că stai acolo pe bancă și nu poți să-ți deschizi gura, să zici amin, sau aleluia când se vestește cuvântul lui Dumnezeu. Și la urmă, când se vestește să spui fratelui, frate, mi-a plăcut cuvântul acesta, a fost de la Dumnezeu, m-a hrănit, am primit viața. S-ar putea ca atmosfera de somn din biserică să se datoreze foarte ție. Pentru că în loc să stai în rugăciune și în miez de noapte chiar, Știi să critici, să judeci, să bărfești. Cercetează-te în această zi. Este un timp al cercetării. Este un timp al cercetării. No. Nu mai arunca cu piatra. Nu mai sufla în lumânarea altuia ca să strălucești tu mai bine. Nu spune foaia aceea de hârtie sub picioare ca să te vezi mai înalt. Nu te stocoti singur înțelept. Temete de Domnul și abate-te de la rău. Căci aceasta va aduce sănătate trupului tău, răcorire oaselor tale și vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Este ziua când trebuie să ne vedem singur starea. Păi voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Voi înși vă cercetați, cercetați vă Psalmistul spune în Psalmul 139, cercetează-mă Dumnezeule. Nu pe altul. Doamne, nu, nu, lumina tu pe acel de lângă mine, pe fratele sau pe sora. Pe mine cercetează-mă. Vezi, Dumnezeule, dacă sunt pe o cale rea și dacă sunt pe o cale rea, Doamne, abate în piciorul. du-mă tu, Doamne, smulge-mă de acolo și pune-mă pe calea veșniciei. Iubiții mei, frați și surori, știți care este cea mai periculoasă stare? Este starea aceea de ațipire. Este starea de a dormi. Știe cineva când a doarme? Știe cineva când a doarme? Nu știe nimeni. Când a adormi a și te întrebi, măi, dar când am adormit? Nu știe nimeni când a doarme. Ei, Iisus Hristos ne spune, veiați ca să nu ațipiți. Veiați ca să nu dormiți. Ucenicii lui Dumnezeu, apostolii, asta ne avertizează mereu, vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, îi dă târcoale ca un leu și caută să vă înghită. Cea mai periculoasă stare este starea aceea când ești în confortul acela moale, ești în starea aceea de căldicel, în starea de căldicel ești pe cale să adormi, acolo nu, mai, nu, mai, nu te mai simți amenințat, ești bine, consider că ai totul, consider că ești ajuns la o statură când nu-ți mai trebuie nimic. Nu-ți mai trebuie nici pocăință, nici cuvânt, nici prorocii, nici nimic altceva. Ești bine așa cum ești. Fratele meu și sora mea s-ar putea să nu fi bine. S-ar putea ca Dumnezeu să vrea să te schimbe și astăzi și să schimbe mult în viața ta. S-ar putea ca Dumnezeu pentru mânia care o ai să nu te ducă în cer? S-ar putea ca Dumnezeu pentru invidia care o ai să nu te ducă în cer? S-ar putea Dumnezeu pentru lăcomia și pentru dorința de a avea mai mult și mai mult să nu te ducă în cer? Nu că nu ai avea, ci pentru că vrei să ai puțin mai mult. Să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Vom sta la masa Domnului, cercetează-ne, zăte. Să ne cercetăm cu toții, eu însu mă cercetez. Eu însu mă smeresc înaintea lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ia din inima mea, din mintea mea, din ființa mea, orice lucru păcătos, orice ambiție lumească, orice ideal stricat și pământesc și efemer și să pună Dumnezeu în mine gândul veșniciei, dorința după El, dorința după, după cer. Amin. Cercetează-te tu, fi tu însuți un bun analist și contabil al vieții tale. Nu lăsa să te cerceteze frații. S-ar putea că atunci când te cercetează biserica, să zici, măi, prea aspru s-au portat cu mine. S-ar putea atunci când Dumnezeu intră el să te cerceteze și să aducă vreo nuia să fie prea grea. De aceea, noi înșine, frații mei, să ne cercetăm. Și când vom vedea lucruri rele, lucruri nesăbuite, lucruri care îl întristează pe Dumnezeu, cu acea smerenie caracteristică copilului Dumnezeu care se încrede în Tatăl Lui și în bunătatea Tatălui Lui, ne plecăm la, la, picioarele Domnului, ne smerim și spunem, Doamne, ai milă și de mine, iartă-mi păcatele, Doamne, și primește-mă la masa Ta. Primește-mă, Doamne, ca să stau împreună cu Tine. Masa să știți că este un timp intim un timp de apropiere, un timp când poți să destăinui lucrurile care sunt în viața ta, lucrurile care sunt în ființa ta. Masa Domnului este un timp când poți ca să te cercetezi și să spui, Doamne, acolo și acolo și acolo nu am fost suficient de vrednic, dar, Doamne, te rog să mă faci Tu vrednic în numele Lui Isus Hristos, Fiul Tău, Dumnezeule, iartă-mi păcatele mele, spală-mă sângele Lui și ajută-mă ca să stau la masa Lui. În al patrulea rând, cina Domnului este un timp al părtășiei. Al părtășiei. Și această părtășie, frații mei, ar trebui să fie o părtășie prin bucurie. Prin bucurie. De ce spun lucrul acesta? E adevărat. E adevărat că Tatăl din ceruri și-a dat Fiul și că Fiul Lui a pătimit pentru noi. E adevărat că trebuie să ne păzim curați pentru că nu am vrea să stârnim mânia Dumnezeului celui viu care și-a sacrificat băiatul și a sacrificat fiul. A murit în locul meu și a murit în locul tău și nu am vrea ca să-i stârnim mânia. Mânia lui este grozavă. Urgile lui Dumnezeu sunt groasnice. Nu am vrea niciunul ca să avem parte de ele. Sunt și astăzi oameni care suferă în chip groasnic nu putem să spunem nu lui Dumnezeu s-a bătut asupra lor. Însă, cu siguranță, atunci când apasă mâna lui Dumnezeu, omul simte și este o grozăvie. Aș vrea în această zi să ne aducem aminte însă că pentru faptul că avem un mântuitor, un mântuitor viu, un mântuitor care se apleacă către noi, către slăbiciunile noastre, către problemele noastre, care ne ia în seamă, care ne ascultă, care ne ocrotește, Aș dori ca să fim cu inima bucuroasă. Cu inima bucuroasă. De ce? El este în mijlocul nostru, frații mei. Credeți lucrul acesta? Ar vrea Hristos Domnul în momentele acestea, eu să fiu ca unul care îmi starea, îmi plâng păcatele și stau acolo și nu mai mă ridic. Stau, îmi recunosc păcatul, îmi recunosc starea și după aceea plin de bucurie cu ochii în lacrimi mă ridic către el și spun Iisus Hristoase, Tu ești salvatorul meu! Iisus Hristoase, Tu ești Domnul și Mântuitorul meu! Știți ceva? Inima lui se bucură să ierte un păcătos! Inima lui este plină de bucurie și în cer este sărbătoare când se întoarce un păcătos la Domnul! Și poți să fii un păcătos care te-a întors la El de 29 de ani, de 30 de ani, de 50 de ani. Dacă te zmerești în această zi, dacă îți recunoști tare, dacă te reculești de pe căile pierzării, în cer este din nou sărbătoare pentru tine. Știți de ce sunt uimit, frații mei? Au fost multe momente în viața mea când acest Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeul cel adevărat, ar fi trebuit să se comporte cu mine cu asprime. A fost momente când am păcătuit și am știut că am păcătuit și așteptam nu lui Dumnezeu. Așteptam ca Dumnezeu să intervină și să facă ceva. Știți ce am văzut atunci? Am văzut cum Dumnezeu și-a înmulțit harul și purătatea față de mine. Și-a înmulțit purătățile față de mine și-a spus Dumnezeul meu. Pentru ce te comporți așa? Pentru ce atâta har, pentru ce atâta milă, pentru ce atâta îndurare, că tu mai știi, Doamne, ce am făcut. Tu mă știi că sunt un păcătos nevrednic. atunci m-a binecuvântat Domnul. Atunci a revărsat el mila. Și a spus, Doamne, sunt un nevrednic și un păcătos. Și ești prea bun, Doamne, față de mine. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te așteaptă și te dorește și pe tine? vom sta la masă cu Domnul în această zi. Vom sta la masă cu Domnul. spune Lui ce te apasă. spune Lui ce e sufletul tău. Frații mei, să nu facem din Biserica Lui Dumnezeu o instituție religioasă unde să avem ceremonii și ritualuri. Să facem aici în fiecare zi, să fie o oază de cer, să fie Dumnezeu prezent aici să clocotim de dor după cer, să ardem în de dor după Isus Hristos, să-L simțim pe El aproape în mijlocul nostru. Într-o zi va veni și ne va duce acasă. Lucrurile se vor schimba, vor fi cu totul altele. Dar până atunci, să trăim cerește pe pământul acesta îmbăxit de păcat. Până atunci, să trăim, să, să aducem cerul pe pământ noi trebuie să aducem cerul pe pământ între oameni. Noi putem să aducem atmosfera de har, de cer, dragostea lui Dumnezeu. Putem să aducem bunătatea lui Dumnezeu. Putem să aducem răbdarea lui Isus Hristos între oameni. Putem să aducem credincioșia lui Isus Hristos între oameni. Putem să fim fii ai lui Dumnezeu. Vă rog în această zi să cinăm împreună. Mă bucur să cinăm împreună. Mai mult însă mă bucur că Isus Hristos este prezent aici. Mă bucur că Isus Hristos va fi cu noi, ne va vedea pe fiecare în parte, își va aduce aminte cu bucurie ziua când m-a salvat și când te-a salvat. Și a zis și El este Fiul meu, și ea este fica mea și ne-a prezentat în fața cerului și îngerii s-au bucurat atunci și astăzi se bucură cerul când vede că aici, în, aceast, în acest miez de sărbătoare, poporul înalță numele lui Isus Hristos, Hristos pe care îl înalță îngerii, pe care îl binecuvintează arhangelii și pe care îl sfințesc serafimii, binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare. Fratele Ciprian va veni aici. Ne vom ruga Domnului și vom spune, Doamne Iisuse Hristoase, vrem să stăm cu Tine la masă, învrednicește-ne Tu, Doamne, spalne Tu, Doamne, ne cercetăm în lumina adevărului și cuvântului Tău și Tu, Dumnezeule, să vedeți peste noi, pentru că vrem să stăm la masă în părtășie cu Tine, Doamne, nu vrem să stăm la masă în părtășie cu dracii, vrem să stăm în părtășie cu Cel care este Sfântul Sfinților, cu Iisus Hristos, Domnul. Amin.